Leviticul 23 cu 26 și 27 spune așa: în ziua a 10-a acestei a 7-a luni va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, să nu faceți nicio lucrare atunci. Ce semnificație biblică are conceptul acesta de ziua ispășirii? Suntem pe final de emisiune, știți ce înseamnă responsabilitatea aceasta. Ai nevoie de răspunsuri scurte. Dacă se pot oferi la întrebări atât de frumoase și atât de mari. Ritualul iudaic avea două faze anuale. Sau aș spune serviciul zilnic, care se întâmpla în fiecare zi, și serviciul de peste an. Atunci când ne uităm la serviciul de peste an, observăm că erau numite sărbători. Era o serie de sărbători în prima parte a anului și toate gravitau în jurul sărbătorii Paștelor. Aș spune cele care simbolizau cu precădere Evanghelia, jertfa lui Iisus, slujirea lui ca miel care ridică păcatul lumii și totodată ca preot care aduce jertfa de bunăvoie. În partea a doua anului liturgic avem sărbătorile care sunt la final și de aici ne duc cu gândul la escatologie, la cum se termină lucrurile ca tot ciclul acesta anual să fie complet. Iar ceea ce era definitiv sau definitoriu în partea a doua era jertfa, sau sărbătoarea zilei de Yom Kippur sau ziua ispășirii. Din nou este în centru jertfa lui Iisus, din nou este în centru realizările lui, dar de data aceasta ni se spune cum păcatul este luat și dat la o parte de la cultul întâlnirii. Și aici apare în discuție cei doi țapi, un țap care face ispășire, iar un alt țap care poartă păcatele lui Israel, care sunt puse simbolic prin punerea mâinilor asupra lui, și izgonit în pustie. Până astăzi, evreii spun că al doilea țap este Azazel, noi spunem, dar ei au un nume pentru cel rău. Da? Adică, pe cine reprezenta al doilea țap? Pe cel rău, iscoditorul, tatăl tuturor păcatelor, instigatorul, pe Satana, care pe diavolul, într-o bună zi are să fie aruncat, scos afară și tot universul și toți oamenii vor ști că de acolo vine și acolo se duc toate lucrurile. Această fază prin care se face ordine din nou în universul creat al lui Dumnezeu era simbolizată în cele din urmă prin sărbătoarea ispășire, curățirea păcatelor și totodată a se oferi, a se explica cine a făcut și pedeapsa asupra celui rău. Da? Uite, o să încerc și un rezumat. Ce înseamnă ziua ispășirii? Ziua ispășirii înseamnă că toate păcatele sunt iertate într-o zi pe an, într-o anume zi din an. Dar se completează un ciclu a iertării păcatelor, adică, care începe cu ritualul de fiecare zi. Adică eu mă duc la templu, pun mâinile pe capul jertfei, îmi mărturisesc păcatul, este și preotul acolo sau un levit, o parte din sângele acesta este dus înăuntru în templu, este stropit în diverse locuri și păcatul meu pe care eu l-am lăsat în templu rămâne în templu, în sanctuar. O dată pe an, templul acesta este purificat. Aici este ziua ispășirii. Eu m-am dus acasă, m-am mai întors când iarăși am păcătuit cu alte păcate, păcatele se duc în același loc și o dată pe an Dumnezeu zice gata, acum facem reset. Facem un restart. Și ziua ispășirii înseamnă că Dumnezeu iartă păcatele într-o zi, păcatele acumulate. Ori, dacă vrei să iei acest concept, să-l duci mai departe, înseamnă că este o vreme, nu de 24 de ore, este o vreme în care Dumnezeu face resetul acesta general, ia cărțile, verifică și face lista. Dreapta, stânga. E interesant ce-mi spui, o să ajungem să discutăm și despre asta. Un rezultat care a fost lung, pentru că n-ai cum la dar în același timp aș dori să citesc și Leviticul 23 cu 31, face referire la aceea zi a ispășirii. Ne spune așa: cuvântul acesta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Întrebarea naturală pentru mine, care citesc astăzi Scriptura, Vechiul Testament, are rezonanță acest concept chiar și pentru Israelul spiritual, urmașii lui Hristos, în fond, pentru noi cei care trăim astăzi? Are, pentru că Iisus are o lucrare pe care o face acum, pe care a făcut-o și în vechime, de curățirea păcatelor. Și lucrarea lui Iisus de curățirea păcatelor, pe care o face și astăzi, este asemănătoare cu ceea ce ne prezenta ritualul de Yom Kippur în Vechiul Testament.
este în ceruri, la dreapta Tatălui, ne spune Scriptura, și slujește. Slujește cu sânge. La ce era bun sângele? Ca să ierte. Adică în ceruri astăzi se fac jertfe, uite, se fac, nu știu, sacrificii? Las pe Dan să citeze. Te rog. Punctul cel mai însemnat al celor spuse, Evrei 8, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort. Acum, versetul 6, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci e așezat pe făgăduințe mai bune. Adică sanctuarul acesta este în cer, Hristos este acolo. Dacă îl iubesc pe Hristos, mă gândesc la El, la locul în care este și fac ceva pentru asta. Mulțumesc și rolul lui Hristos. Vreau să fiu ca El și vreau să subliniez lucrul acesta. Dacă El iartă păcatele în ceruri, știți că avem și noi datoria și ne iartă nouă păcatele cum? Și noi iertăm greșiților noștri. Tot ce face Iisus în ceruri se reflectă în atitudinile comportamentale pe care le avem noi aici de pe pământ.